Proba scrisă este susținută în centre de examen la nivelul județului, iar evaluarea și soluționarea contestațiilor se realizează în centre zonale stabilite de Ministerul Educației. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în județ sunt 208 candidați înscriși la cele 33 de discipline. Cei mai mulți candidați sunt la educatori, 38, urmând engleza, 21 de candidați, limba română, 20, educație fizică și sport, 18, învățători, 15 candidați. Până la ajunge la examen, candidații la definitivat au avut de susținut în timpul anului școlar două inspecții la clasă, a căror medie nu putea fi mai mică de 7. Cadrele didactice sucevene s-au descurcat foarte bine la acest capitol, înregistrându-se o singură notă de 7 și una de 7,5, doar câțiva de 8 și 8,5. Majoritatea candidaților au fost notați la inspecții cu 9 și 10. Proba scrisă va începe la Suceava la ora 10 și va dura 4 ore. Pentru a putea obține definitivatul, candidații trebuie să obțină minim 7 la proba scrisă, nu 6 ca anul trecut. Au dreptul să participe la concursul de definitivat cadrele didactice care au funcția de bază în învățământ și normă întreagă, plus o vechime de cel puțin 2 ani la catedră. După proba de examen, din 17 iulie, pe 23 vor fi afișate rezultatele. Pentru perioada 23-24 iulie este programată înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora centrelor zonale de soluționare a contestațiilor pe 25 iulie, acestea urmând să fie rezolvate. Rezultatele finale se vor afișa în 26 iulie.